A fost mobilizarea exemplară a mediului de afaceri mehedințean, dar și autorităților locale pentru amenajarea în timp record a unei secții speciale unde urmează să fie testate persoanele infectate cu COVID-19. În timp record, fosta secție ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență a fost reabilitată și recompartimentată ca și secție suport pentru tratarea celor infectați. Scopul pentru care a fost amenajat spațiul acesta este acela de a aduce aici pacienții infectați cu virus, da, care au nevoie de asistență medicală, da, terapie intensivă. Nu numai pacienții care, da, necesită suport vital, pacienți care vor fi internați în terapie intensivă. Aici vor beneficia de tratament. Mai mulți oameni de afaceri din județul Mehedinți, dar și reprezentanții Băncii Transilvania și-au unit eforturile pentru modernizarea și recompartimentarea secției ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență, acolo unde urmează să fie tratate persoanele infectate cu COVID-19. Igienizăm, după care începem să montăm aparatura și mobilierul medical, după care se face o dezinfecție specifică secției ATI. În orice spațiu de aici o să vedeți că există aceste prize, rampe de oxigen și aspirație, chiar în toate spațiile. În situația în care am avea chiar mai mulți pacienți decât este prevăzut, putem să adaptăm situația. De asemenea, reprezentanții spitalului au demarat procedura de achiziție de mobilier, dar și aparatura specială care să poată fi montată în această secție, unde pot fi tratate până la 15 persoane infectate cu coronavirus. Până la urmă, totul a plecat de la inițiativa dumneavoastră. Mulțumesc constructorilor care s-au implicat aici cu forță de muncă și materiale. Până la urmă, în completare, că a fost totuși destul de mare băgată aici, în completare a venit și spitalul, am venit și noi cu aparatura medicală, astfel încât ne-am dat toți mână cu mână, da, să facem acest spațiu. Spațiul este pregătit pentru orice eventualitate. Ne dorim să nu fie nevoie, dar trebuie să recunoaștem că am luat-o înaintea bolii, adică nu ne-a luat pe nepregătite în această zonă. Suntem de astăzi, o să aducă paturile, o să aducă aparatura. În două zile secția este pregătită, cum ne spun oamenii de aici, este pregătită pentru orice eventualitate. Vom achiziționa zilele acestea aparatură medicală nouă, pe care urmează să decidă conducerea spitalului unde o vom amplasa, fie în acest spațiu, fie în secția de ATI. În același timp, spitalul a achiziționat deja paturile și noptierele care vor fi amplasate în aceste saloane, aș putea să le spun. Eu sunt mulțumit de modul în care s-a lucrat aici, îl felicit pe primar, le mulțumesc constructorilor care și-au adus contribuția la realizarea acestor lucrări. Această zonă are o capacitate de 8 paturi, însă noi am prevăzut să primim până la 15 paturi, chiar dacă nu se va respecta acea arie utilă pe care o prevede Ordinul 1500 de funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. În situația de față, fiind de urgență maximă, se poate organiza. Avem ventilatoarele pe care le vom transfera din secția mare în această zonă, paturi deja sunt prevăzute. Avem capacitatea tuturor echipamentelor pe care le vom primi ca să putem să tratăm pacienții. Pentru ca secția să poată fi amenajată, s-au mobilizat exemplar deopotrivă reprezentanții mediului de afaceri mehedințean, dar și autoritățile locale. Mulțumesc tuturor firmelor implicate, atât firmelor de construcții, cât și celor care comercializează materiale de construcții, pentru implicare, pentru solidaritate, pentru gestul până la urmă uman făcut pentru comunitatea în care locuim, în care trăim cu toți. Din punctul meu de vedere, este un gest de toată admirația. În această perioadă, autoritățile locale au făcut apel la populație să respecte regulile de distanțare socială și regulile care țin de igiena personală.